30 ianuarie. Pomenirea Sfinților Treierari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Fiecare dintre acești trei mari sfinți are propria sa zi de sărbătoare în biserică. Sfântul Vasile cel Mare este sărbătorit la 1 ianuarie, Sfântul Grigorie Teologul la 25 ianuarie, iar Sfântul Ioan Gură de Aur la 27 ianuarie. Această sărbătorire a tuturor trei la un loc în ziua de 30 ianuarie a fost însă instituită în veacul al XI-lea, în timpul împărăției lui Alexie Comnenul, când se ivise și o neînțelegere în popor. Căci erau unii care socoteau că dintre cei trei, Sfântul Vasile este cel mai mare sfânt, datorită curajului și curăției sale, și aceștia se numeau vasilieni. Alții îl cinsteau numai pe Sfântul Grigorie Teologul, datorită adâncimii și sfințeniei teologisirii sale. Aceștia își spuneau grigorieni. Iar alții îl cinsteau numai pe Sfântul Ioan Gură de Aur, datorită elocinței și limpezimii cu care explica Sfânta Scriptură către popor, iar aceștia erau ioaniții. Dar această ceartă s-a curmat prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și spre mai marea slava Sfintei sale biserici, căci episcopul Ioan Alefaitelor, sfânt sărbătorit la 14 iunie în fiecare an, a avut o vedenie în vis. La început, cei trei sfinții s-au înfățișat separat, fiecare în slavă nespusă, iar mai la sfârșit toți trei împreună. Ei au spus episcopului Ioan: „Vezi așadar că noi trei suntem una în Dumnezeu și nicio despărțire sau ceartă nu este între noi și nici nu se află între noi unul care să fie mai întâi sau mai pe urmă.” Sfinții l-au sfătuit pe episcopul Ioan să alcătuiască o slujbă deosebită închinată lor împreună și să rânduiască o singură zi de cinstire a tuturor trei. În urma acestei minunate vedenii, episcopul a și rânduit la ziua de 30 ianuarie pentru cinstirea acestor trei mari dascăli ai lumii și ierarhi. Grecii au această zi nu doar ca o mare sărbătoare bisericească, ci și ca pe cea mai mare vacanță școlară a anului. Pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Ipolit, episcopul Romei. Ipolit a primit mucenicia pentru credință în timpul domniei lui Claudius, când Fecioara Hrisis, pentru credința ei în Hristos, era torturată bestial la Roma. Sfântul Ipolit a strigat tare în apărarea ei, înfierându-i pe torționari. Din cauza protestului lui, Ipolit a fost adus în fața curții și condamnat și el la chinuri, încă și mai cumplite, apoi omorât prin aruncare în mare, după ce fusese mai întâi legat de mâini și de picioare. Împreună cu Hrisis și Ipolit au mai suferit alți 20 de mucenici, care cu toții au mărturisit pentru Hristos la anul 269 de la Sfânta Întruparea sa. Pomenirea Sfântului Mucenic Teofil cel Nou. În calitatea lui de general al armatelor împăratului Constantin și împărătesei Irina, Teofil a căzut prizonier la agareni, care l-au ținut în temniță timp de 4 ani. Respingând presiunile musulmanilor să-și abjure credința lui creștină, aceștia l-au omorât prin decapitare în anul 784 după Hristos, iar Teofil s-a strămutat la locașurile cerești, unde este împreună viețuitor cu stăpânul Hristos. Pomenirea Sfântului Petru, țarul bulgarilor. Petru a fost fiul lui Simeon, care era un mare iubitor al Sfântului Ioan de la Rila. El a câștigat independența bisericii bulgare față de Constantinopol și a apărat întărit ortodoxia atacată de bogomili. În urma unei bătălii pierdute în fața ungurilor și a rușilor, Petru a murit la anul 967 după Hristos, în vârstă de 56 de ani. Cugetare. Au existat vremuri în care diriguitorii căutau cu adevărat sfatul oamenilor sfinți. Așa a fost țarul Petru al bulgarilor, un țar creștin ortodox. Dorind cu ardoare sfatul și învățătura Sfântului Ioan de la Rila, Petru s-a pornit cu toată suita lui într-acolo, trimițând mai întâi mesageri care să-i anunțe sosirea. Sfântul însă a refuzat să-l primească pe țar. Acesta s-a întristat, dar fără să se mânie și fără să deznătăjduiască, a trimis din nou oameni împărătești cu daruri pentru Sfântul, provizii de hrană și aur, rugându-l ca, dacă nu vrea să-l primească, măcar să-i scrie o scrisoare cu sfintele lui povețe. Sfântul Ioan a acceptat proviziile de hrană, dar nu a vrut să se atingă de aur și a scris țarului următoarea scrisoare. Dacă râvnești după împărăția cerurilor, să fii milostiv precum și Tatăl nostru cel ceresc milostiv este. Nu nădăjdui în nedreptăți și leapă de lăcomia. Fii blând și tăcut și primește-i pe toți cei ce te caută. Nu primi lingușiri de la curtea ta, purpura ta să strălucească de virtuți. Ține pururi în suflet pomenirea morții, să cazi plin de umilință la picioarele Maicii Biserici, să te închini în fața întâi stătătorilor ei, astfel încât împăratul împăraților, văzându-ți smerenia și inima curată, să te răsplătească cu bunătățile lui, mai presus decât pe orice om. Primind această sfântă scrisoare, țarul a sărutat-o. El a avut pururea cu dânsul citind-o deseori și nemai despărțindu-se de ea până la moarte. Luarea minte. Să luăm aminte la Stăpânul Hristos, cel care este prietenul copiilor. Să luăm aminte la El, care este și prietenul îngerilor, celor asemenea copiilor prin curățenie, ascultare și lipsă de patimi. Să luăm aminte la El, cel care este prietenul celor mai mici de pe pământ, care simplu și fără întrebări cred cu bucurie în El. Să luăm aminte la Stăpânul Hristos, prietenul tuturor sfinților, care prin nevoințe și har s-au curățit de păcate și s-au făcut nevinovați precum copiii. Predică despre cum trebuie să ne întoarcem și să fim precum pruncii dacă vrem să dobândim împărăția cerurilor. Adevărat vă zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 18:3. Așa grăiește Domnul, iar cuvântul lui este sfânt și adevărat. Ce fel de avantaj au copiii față de adulți? Ei au 3 avantaje: al credinței, al ascultării și al iertării. Copilul îi întreabă pe tatăl său despre toate și orice îi spune tatăl, copilul crede netulburat. Copilul este ascultător față de părintele său și cu ușurință se pleacă voii lui. Copilul iartă chiar când este certat pentru neascultare. El iartă repede și nu ține mânia. Și acestea și sunt cele pe care le cere Domnul de la noi: credința, ascultarea și iertarea. El cere ca oamenii să creadă în El necondiționat, așa cum un copil crede părinților săi. Acesta ne cere Domnul nouă, să-L ascultăm necondiționat, și așa cum un copil mic își ascultă părinții, să ne iertăm unii pe alții, să nu ținem minte răul și să nu răsplătim răului cu rău. Credința, ascultarea și iertarea sunt trăsăturile esențiale ale sufletului de copil. La acestea se adaugă candoarea specifică lor, adică curăția sufletului și bucuria. Copilul mic nu se lăcomește niciodată. El nu are pofte trupești. El nu știe ce este aceea slava deșartă. Privirea lui nu este încețușată de vicii, iar bucuria lui nu este stricată de griji. O, fraților, cine ne-ar putea întoarce pe noi și face să ne dobândim curăția prunciei? Nimeni, decât numai unul Hristos. Numai El ne poate întoarce cu adevărat la curăția de prunc a inimii. Numai El ne poate face să ne mai naștem odată, prin modelul vieții Lui, prin învățătura sfântă a Lui și prin puterea Duhului Lui celui Sfânt. O, Stăpâne Iisuse Hristoase, Tu, desăvârșirea ascultării și blândeții, veșnice prunc al Tatălui Ceresc, ajută-ne nouă să ne facem precum pruncii în credința în Tine, în ascultarea față de Tine și în iertarea cea nefățarnică față de toți, căci a Ta este slava și mulțumită în veci. Amin.